Primăriile pot aplica la finanțări și cofinanțări pentru îmbunătățirea infrastructurii locale, construcția și renovarea școlilor, grădinițelor, caselor de cultură sau terenurilor pentru copii, terenuri sportive, la fel și pentru lucrări de eficiență energetică. Președinta Maia Sandu a anunțat lansarea programului național Satul European. Valoarea totală a proiectelor constituie 470 de milioane de lei. De asemenea, au fost alocate suplimentar 300 de milioane pentru dezvoltarea durabilă regională. Dosarele pot fi trimise la Ministerul Infrastructurii între 22 martie și 20 aprilie. Cererile de cofinanțare a proiectelor din surse de asistență externă pot fi depuse pe tot parcursul anului. Sunt pași concreți pe care îi facem pentru modernizarea comunităților din țara noastră după standarde europene. În satul european, oamenii trăiesc bine. Ei au apă la robinet, sistem de canalizare și de gestionare deșeurilor, au drumuri drepte și lumină pe stradă. Ei trimit copiii la grădiniță sau școală, au acces la servicii medicale de calitate, au grijă de mediu și pot găsi un loc de muncă sau dezvolta o afacere în localitatea sau regiunea lor.